Doamnelor, domnilor, bună seara, bun găsit la A Patra Putere. Cu întârziere din cauza mea de această dată, în sfârșit, colegii mei au reparat și televizorul, dar l-au pus departe de mine ca să nu mă mai uit în el. Nu știu dacă... Bă, deci merge sonorul pe Facebook, merge tot ce trebuie, să-mi trimiteți mesaje că cu colegii mei imprevizibili sunt ăștia, nu știm exact ce merge, ce nu merge. Pe aici v-am spus că... unii dintre ei au alte profesii. După ce ieri ne-am mai muțărit pe aici prin emisiune, pentru că v-am prezentat o parte din candidați, din cei care și-au exprimat dorința de a candida pentru o funcție publică, astăzi o să discutăm cât se poate de serios, dar o să vă prezint, bineînțeles, și alți domn și doamne, partide care și-au depus candidaturile astăzi, fiind ultima zi, și care n-au făcut-o, mai au timp până la ora 0, până la miezul nopții, să o facă. Am văzut fețe noi, dinozauri nelipsiți care sunt încă pe listele unor partide, în special la partidele mari, dar îi decorticăm, să zic așa, aici în fiecare seară la Tele 3. Vi prezentăm pe fiecare în parte, așa cum o facem aproape seară de seară, disecăm listele, începând de mâine seară. Avem la dispoziție o lună și vreo 10 zile, până pe 26 septembrie. În această seară, invitata mea, doamna Claudia Oprișe, profesor la Colegiul Național Ecaterina Teodorescu. Bună seara, doamna Oprișe! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație! E prima dată când participați la o emisiune și asta din cauză sau datorită, că nu se știe dacă intrarea în politică e de bine sau de rău? Sperăm de bine. Da, pentru că ați intrat în politică. De ce vor tinerii să intre în politică? Acesta este și titlul pe care l-am pus în această seară. De ce vor tinerii să intre în... Nu știu, în... Nu vreau să folosesc cuvinte tari pe aici și să cataloghez în vreun fel politica, de ce intră în politică mai exact? Pentru că este singura modalitate prin care pot fi auziți și ascultați și ajutați. Datorită faptului că majoritatea, cum ați spus dumneavoastră, persoanelor care intră în politică și reușesc să-și contureze o imagine și să obțină un răspuns pozitiv la ceea ce își doresc. Probabil că tinerii din ziua de astăzi au observat acest lucru și fie încurajează o persoană care consideră ei că poate să îi reprezinte, fie își conturează propriul drum în politică. Da, știți că de cele mai multe ori, sau aproape în totalitate, cu mici excepții, sunt unii oameni în această țară care au confirmat și în politică, în administrație și nu le-au înșelat așteptările celor care i-au ales. Sunt puțini acești oameni și au conservat unii dintre ei electoratul, o parte din electorat, dacă vrei, vorbind de la, începând cu fostul președinte Traian Băsescu, care va candida la primăria capitalei acolo, și terminând cu, nu știu, cu Klaus Iohannis, cu președintele în funcție. Acești oameni își păstrează un anumit electorat, indiferent ce se întâmplă sau care este momentul carierei lor, ei au un electorat stabil și mai sunt câțiva primari, primari de mari orașe prin Ardeal, care și-au conservat electoratul și câștigă fără probleme. În rest, sau de obicei, politicienii dezamăgesc foarte tare. Pentru că, și asta o știți ca și cetățean, ne promit ceva, politicienii, și
ne trezim, nu știu, iarna, spre exemplu, cu 3 zile înainte de a ninge, ne prezintă utilajele frumos aliniate și când ninge, nu mai sunt. Ne prinde zăpada. Da. Sau i-a luat zăpada pe nepregătite. Sau am dat un exemplu, mi-a venit rapid în minte. De cele mai multe ori politicienii dezamăgesc. Credeți că puteți fi alt tip de politician? Și nu mă refer la persoana noastră, ci în general la generația tânără. Sigur că da. Eu merg pe considerentul că dacă atunci când vrei să faci ceva, fără să te gândești la foloase de nicio natură, cu siguranță reușești. Adică dacă vii cu un proiect extrem de bine argumentat, este imposibil ca oamenii care trebuie să-l voteze să nu fie receptivi. Nu văd de ce nu ar vota un proiect care aduce plus valoare și bine cetățenilor municipiului Târgu Jiu. Că este vorba despre elevi, că este vorba despre tineri, că este vorba despre persoanele vârstnice. Fiecare consilier local, la rândul dumnealui, cu siguranță că propune un proiect mai aproape de vârsta și de domeniul de activitate. Am înțeles, numai că tocmai asta spuneam mai înainte. Una este să mă convingă proiectul dumneavoastră, să zicem, și să-l citesc și să vă votez și după aceea să nu faceți nimic sau foarte puțin din ce, din ce ați promis. E o condiție necesară și suficientă pentru ca un politician să capete încredere, să facă din ceea ce promite. Cu siguranță este regula de bază. În momentul în care promiți ceva și nu te ții de promisiune, este foarte clar că nu te mai poți baza nici măcar pe voturile oamenilor care te-au votat. Nu poți să vii peste 4 ani și să spui eu am depus proiectul cu tare sau eu acum 4 ani v-am promis că fac un centru de excelență la Târgu Jiu sau că propun realizarea unui centru de excelență la Târgu Jiu și peste 4 ani să vii să spui vorbim despre același centru de excelență pe care eu l-am propus acum 4 ani, dar știți, nu s-a realizat. Așa ceva nu există. N-are rost să te mai duci și să încerci să mai obții votul cetățenilor. Da, avem un telefon. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Îmi cer un miliard de scuze că îmi permit să vă deranjez. Nu ne deranjez niciodată, puteți intra la noi oricând și puteți să vă spuneți părerea, vă rog. Domnul Matei, nu știu ce partid reprezintă domnișoara, că am intrat puțin cel mai târziu și nici... Da, și nu, nici nu vreau să știu cum la coadă. Da. Eu sunt foarte sătul de atâtea programe, atâtea planuri, atâtea, toate partidele am văzut, au depus și depun prin tot felul de candidați și paracandidați. Pentru mine m-aș gândi să zic așa, cei care au fost până acum și sunt încă pe scaune, primari, consilieri locali de județ, de municipiu, de ce vreți dumneavoastră, de comune, sau alte oateuri, aș vrea să știu și eu unul să zic că, domne, eu mi-am angajat când am venit să iau acest scaun și l-am preluat cu următoarele. Uitați ce am făcut din ele. Și pormul să spună, domne, de ce n-am putut să le fac? Dacă se poate, dacă nu, domne, vreau să fac asta. Domne, două lucruri sau unul, dar să-l facă federal, n-ai vii de la cap la coadă. Am înțeles. Asta cum spuneați dumneavoastră, de toată lumea e pregătită, dar când e vorba să acționeze, n-au cu ce, cu pregătirile de iarnă, cu toate. Bun, dar pentru cei care intră pentru prima dată în politică acum, tinerii, nu trebuie să le acordați încredere prima dată, că altfel n-au cum să vă demonstreze. Vorbeam de trecut, aveam capitolul 2 pentru tinere. Vă ascult. Eu am fost și eu tânăr. Am făcut și politică, dar atunci politica era altfel. Ați fost utecist, spuneți. Da, dumneavoastră, da. Am fost și activist. Am fost secretar, nu se pune vreo, nu mă dau deoparte. Da. Dar am și făcut treabă pe timpurile. Stați un pic, ați fost secretar cu propaganda? Nu. Am înțeles. Partea economică și am fost și comandant la canal, ca să știți ce treaba asta. Aoleu, păi și nu le spuneți celor tineri acum ce presupunea pe vremuri, nu știu, domnule, chiar de la doctrina comunistă până la disciplina de partid, să zic așa.
Domnul Matei, să știți că înainte ce ne propuneam să facem, făceam. Eu am fost și comandant la canal, am fost comandant la micile șantiere locale din județul Gorj, am deschis multe și le-am și finalizat. Am fost și primar comunist, nu e niciun secret. Problema este în felul următor. Se făcea mult mai multă treabă decât acum, mai puțin vorbă, că atunci nu prea te lăsa să vorbești așa ce vrea mintea ta. Poate era și bună, poate era și nebună. Dar pentru că lăsăm trecutul, că s-au făcut și s-a văzut ce s-a făcut și ceea ce am scuipat noi acum, acest sistem politic, vreau să spun pentru tine capitolul 2 care l-aveam. Pentru domnișoara și pentru toți tinerii care intră în muncă politică, le îi rog și nu le dau sfaturi și nici indicații decât atât rugăminte. Dacă își propun să facă ceva, să facă. Nu numai să se angajeze, că acum angajamente se ia mai al dracu ca înainte de 89. Toată lumea e angajament, dar nu face nimic. Adică, dom'le, o chestie măruntă. Dom'le, eu vreau să realizăm, nu să fac eu, că nu poate face nimic un om singur. Să realizăm cu sprijinul colegilor mei tineri, mai în vârstă, mai nu știu care, această axă de... eu știu, de mers pe jos pe ea, sau nu știu ce-o fi, orice, orice, dar să facă ceva, să se vadă după ei, că s-a făcut eu, nu după, numai după tine, după tot, dar revenind la tine, ei trebuie să ia ce a fost bun, și din sisteme trecute, dacă au posibilitatea, și din sistemele actuale, dacă au de unde, să ia ceva bun. Că văzui acea pompă mare care a făcut doar și prim-ministru României cu... începerea activității Centurii Bucureștiului. Și-a adus aminte de când a fost ministrul transporturilor. Mă rog, foarte bine, dar să facă ceva. Mulțumesc. Da, și eu mulțumesc mult de tot. Da, oamenii au așteptări de la tineri. Chiar pot să investească încredere în tineri fără să vă știe prea bine, pentru că, până la urmă, trebuie să aibă loc acest schimb de generații și eu cred în generația tânără că e și una pregătită. Și chiar o să vorbim despre chestia asta, pentru că sunteți profesor. Acum, la modul general, și după aceea putem vorbi și aplicat, că am văzut și o discuție în spațiu public pe treaba asta, generată de promisiunile unui candidat care nu știu dacă știe despre ce este vorba. Despre educație la modul general, cum este, cum e tânăra generație? Pe cea pe care o pregătiți acum? Foarte implicată este tânăra generație și foarte aplicată, să știți. Mulțumim lui Dumnezeu, avem parte de niște generații care stăpânesc extrem, extrem de bine mediul online și cred că acesta este un lucru care ne este favorabil nouă. Toți copiii abia așteaptă să fie implicați în diverse, în diverse proiecte, adică sunt mult mai receptivi atunci când există diversitate. Categoric că sunt și ei extrem de reticenți când vine vorba de metodele tradiționale și aici vorbim strict de actul educațional. Cu cât există mai multă diversitate, cu atât sunt mai implicați și mai atrași și să știți că sunt foarte, foarte serioși. La fel de serioși sunt și când vine vorba de performanță. Numai că performanța se face greu și foarte greu, iar noastră probabil că știți acest lucru. Performanța înseamnă altceva decât metodele tradiționale. Când, nu știu, când promovezi un examen de bacalaureat, un examen de evaluare națională, aceasta nu este performanță. Iar ca să faci performanță, e normalitatea, este normal, categoric. Ce înseamnă performanță? Performanță înseamnă să duci un copil la o etapă națională a unei olimpiade școlare sau la un concurs internațional și acolo să-ți obțină un premiu. Iar ca să obții acest lucru trebuie să muncești foarte mult, atât ca profesor, nu mai vorbim de elev, pentru că elevul trebuie să se pregătească și la materiile pe care le are la școală, dar și la disciplina la care vrea să facă performanță. Ca să faci performanță trebuie să investești bani și trebuie să investești timp. Ce să zic? Timp investim
și investim și bani, banii noștri, pentru că niciodată, absolut niciodată, performanța nu s-a făcut pe banii copiilor, să ne înțelegem. Sunt ferm convinsă că niciunul dintre colegii mei, și acum mă refer atât la colegii mei de la școală, de la Ecaterina Teodoroiu, cât și la colegii de la alte școli, că performanța se face peste tot în județ, nu numai la Ecaterina, sunt convinsă că au făcut pe banii dumnealor și pe timpul dumnealor, fără să fie remunerați în niciun fel. Și atunci eu cred că ar trebui să ne îndreptăm atenția și spre acest capitol, adică atât timp cât avem un ordin de ministru care ne permite să înființăm un centru de excelență cu personalitate juridică, haideți să-l facem. Știu că doamna fost inspector, profesor dr. Marcela Mrejeru, a adus în discuție acest subiect extrem de binevenit la noi în județ. Nu s-a realizat pe mandatul dumneaei, nu știu de ce, nici nu contează. Repet, proiectul este extrem de binevenit, dar eu zic să vorbim despre acest lucru și să-l facem. Dacă nu există fonduri suficiente de la Ministerul Educației, haideți să ne implicăm și noi, Consiliul Local. Sunt convinsă că se vor găsi bani la bugetul local pentru așa ceva. Adică în momentul în care un profesor este remunerat financiar pentru așa ceva, eu sunt convinsă că va face performanță. Avem foarte mulți copii care au făcut performanță la noi în județ. Și cred că merită să fie cunoscut și să beneficieze de un spațiu al lor. Bun. Aveți copii olimpici? Eu personal, pregătiți? Da. Sigur că da. Ce să se întâmple în centrul ăla de permanență? De performanță? De performanță, centrul de excelență? Pardon, centrul de excelență, în centrul de excelență va funcționa după un orar, bineînțeles. Un orar ce în care... Ce se întâmple acolo? Ce ar putea să se întâmple în acel centru? Păi ce se întâmple? Să vină profesorul și să pregătească elevul aparte de clasă. Adică elevul X de la clasa Y poate să facă performanță la limba franceză. Miercurea mergem de la ora 14 la ora 16 și lucrăm pentru așa ceva. Este cu totul alta programa pentru olimpiadele școlare față de programa normală. Nu vorbim despre același lucru. Una facem la școală, alta facem pentru performanță. Doamna profesor, eu am impresia, este impresia mea, e posibil să greșesc, mă contraziceți dumneavoastră sau telespectatorii, că timpul copiilor este foarte încărcat. Adică merg la școală, pe lângă faptul că înțeleg ca un ghiozdănoi care are nu știu câte kilograme. N-aș zice. Bun. Merg după aia la pregătire. După este alegerea ori. Lor și a părinților. Bun. După aceea mai au și niște activități extrașcolare, nu știu, poate unuia îi place să studieze vioară sau să duce la basket. Foarte bine, foarte sau să duce la face foarte bine. Nu știu ce limbi în afara școlii. Bun, mai vine și la centru de excelență. Când se mai joacă copiii? Vi se pare că elevii care au făcut performanță se plâng de timp liber? Nu. Vă spun eu că nu se plâng. Deci sunt atât de ordonați încât își găsesc timp și pentru performanță, și pentru recreere, și pentru școală în general. Doamna profesor, sunt copii de clasa 2-a, 3-a, a 4-a, care au 8, 9, 10 ani, da? Acești copii nu intră în calcul. Nu vorbim de învățământul primar, vorbim de învățământul gimnazial și liceal. Nu, dar ei abia ajung acasă de la școală, se apucă de teme și termină seara târziu. Adică, cum e școala acum? De ce se dau atâtea teme acasă? Acum mă pun în pielea copilului ăla de clasa 3-a și zic, băi, deci mi-a dat 7 probleme la matematică, 5 nu știu ce să scriu la română, și nu știu, la alte materii la fel. Așa, de ce se face în clasă efectiv? De atâtea teme acasă, nu se dă, spune, dă-i 2 probleme și 3 fraze acolo. Încă în România nu se pune accent pe dezvoltarea gândirii copilului și să-l lași pe el liber să spună ce vrea, să nu-mi spuneți că încă se merge pe comentariile alea pe care ți le servește profesorul și trebuie să le înveți pe de rost ca pe poezie și dacă ai ratat o virgulă,
S-a terminat. Exclus așa ceva. Nu. Ce se întâmplă în școală? Nu. În clasă, după cum știți și dumneavoastră, sunt foarte mulți copii. Există clase extrem de numeroase. Și atunci, la școală, când predai lecția, este posibil unii să înțeleagă, alții să nu înțeleagă. Și atunci trebuie să reiei, să recapitulezi un pic. Automat îți rămâne foarte puțin timp pentru fixare. Și credeți dumneavoastră că înțeleg? Scuzați-mă, credeți dumneavoastră că dacă ei n-au înțeles la clasă, nu pleacă din clasă. Înțeleg acasă, nu, cu părinții? Nu pleacă din clasă cu lecția neînvățată. Nemai având timp pentru fixare, automat copilul primește o temă acasă pe care tu o verifici a doua zi și îți dai seama copilul a înțeles sau n-a înțeles. În momentul în care n-a înțeles, bineînțeles că se reia. Păi acasă poate îi face mama și cu tata temele ca să nu se facă copilul de râs la școală. Nu e adevărat, nu se face de râs nimeni la școală. De-aia e școală, să vii să întrebi. Dacă ai o nelămurire, să o spui. De-aia și noi întrebăm de fiecare dată. Ați înțeles? Putem merge mai departe? Sigur ați înțeles, nu este nicio rușine, nu este nicio problemă. Absolut niciodată, niciun copil nu este penalizat dacă n-a înțeles, dacă întreabă. Dacă vine cu un lucru nelămurit a doua zi și întreabă. Dacă din cele 7 probleme a știut să facă doar 4 probleme. Nimeni nu-i face absolut nimic. Asta vă garantez. Sunt niște chestii scoase din context, într-adevăr, și se spune că, vai, ce pățesc copiii, sunt umiliți. Nu. Bun. Eu am văzut acum niște copii aici, la aici se făcea emisiunea doamnei profesor Roată și am vorbit cu dumneavoastră și din toamnă o să reia acele emisiuni, însă au venit la emisiunea dumneavoastră copii de liceu, care au o gândire senzațională. Deci trebuie să vă mărturisesc că eu mă uit la acele emisiuni doar ca să mă minunez de copiii ăia, exact, ce au în cap și cum gândesc. Total diferit față de mine și generația mea. I-am văzut chiar într-o confruntare, de-a dreptul confruntare, între doi copii, două eleve de ani de liceu de la Colegiul Național Tudor Vladimirescu și directorul Artego, domnul David, aici. Investește foarte mult în copii, domnul David. Nu, am văzut o confruntare pe Brâncuși. Teoria domnului David cu privire la ansamblul monumental de la Târgu Jiu și teoria copiilor. Și a fost aici confruntare de idei, mai, ca să nu mai caut cuvintele, să pierdem timpul. Că sunt, exact ce vă spuneam, copiii sunt foarte deschiși spre nou. Copiii ar fi foarte încântați dacă ar fi solicitați. Dacă cineva ar veni și le-ar spune cum vedeți voi promovarea operelor lui Constantin Brâncuș. Să știți că ați fi uimit ce idei ar avea acești copii. Păi nu că, ok, bun, asta este ceva senzațional, n-am mai auzit. Numai că atunci copiii vorbeau despre ce au citit ei, că semnifică aceste opere și, așa cum v-am zis, au intrat așa într-o dispută frumoasă cu domnul David. Bun, trecând peste asta, deci nu mai sunt închistați copiii în materie? Eu am intrat în clasă, îmi predau lecția, am ieșit. Nu, așa ceva nu mai există. Este o permanentă comunicare, este un dialog permanent între profesor și elev. Și repet, elevul poate oricând să spună că n-a înțeles sau că are o întrebare suplimentară. Vă întreb și pe dumneavoastră o chestiune, am întrebat și pe alți profesori. De ce s-a ajuns în situația în care nu se mai pune, domne, accentul pe ce e în manual și toată lumea lucrează pe culegeri? Dar manuale mai sunt? Da, sunt manuale. Așa, și ce se întâmplă cu manualele? Domnul Matei, destul de multe manuale sunt deja depășite. Adică, la limba franceză, da, vorbim despre domeniul meu, textele sunt extrem de vechi și atunci... Sens? Adică cum... Texte din 2000, din reviste, din anul 2000. Și atunci am zis așa, decât să predau un text cu un limbaj învechit, prefer să vin la clasă cu un text mai nou, tot dintr-o revistă, bineînțeles, păstrând ideea. Și automat copiii sunt mult mai receptivi. Dar nu se lucrează după culegeri, se ține cont de program, nu ești obligat să,
să lucrezi după manual. Ești obligat să respecti programa. Bineînțeles că toți profesorii respectă programa. Acum că nu vin cu același text și că noi, de exemplu, la limba franceză lucrăm după manuale franțuzești. Nu mai lucrăm după manual de Humanita sau editura didactică și pedagogică. Nici nu știu dacă mai există. Mă înțelegeți? Atât timp cât avem această alternativă să lucrăm după manualele franțuzești care vin la pachet cu o culegere de exerciții, un caiet al profesorului, un CD ca să putem face și audiție, ar fi păcat să nu profităm de acest lucru. Da, apropo, mai au elevii caiete la școală? Bineînțeles că au caiete. Cum să nu aibă caiete? Dar niște caiete arată ca niște manuale. De ce le spuneți așa? De ce arată ca niște manuale? L-am văzut eu. Cred că la clasele mai mici. Sau la clasele mai mari nu sunt la fel? Nu știu. Depinde de fiecare. Nu mai sunt cu desene colorate? Între a noua mai colorează? Nu, la limba franceză nu colorăm. Am înțeles, nu. Am înțeles. Doar am ascultăm la limba franceză, dialogăm. Bun, bun. Hai să abordăm și chestia asta și după aia trecem la administrație și politici publice, că eu rămân perplex. Deci în fiecare zi mă apuc o greață și o să vă explic acum de ce. Începe școala? Mai cu siguranță va începe. Două, într-un fel săptămâni. Sau altul școala va începe. Cu da? Siguranță va începe. Va începe fie în sistem hibrid, fie exclusiv online. Aoleu, dumneavoastră considerați că școala asta online e școală? Dacă mă întrebați pe mine, da. În perioada în care am lucrat în mediul online, eu personal am lucrat. Bun. Păi și cum vedeți treaba asta cu, nu știu, bun, dumneavoastră personal la Ecaterina Teodoroiu ați lucrat în mediul online. Să fiți familiați. Dar la mine, la Brătișoara, spre exemplu, nu toți și copiii. La mine. Da. Nu toți copiii au tabletă. Cred că niciun copil nu are tabletă. Nu știu, poate au 3 din să 20. Zicem, da. Și poate părinților nu au bani nici pentru, nu au nici abonament la internet. Unii sigur, dintre ei. Sigur. Cum fac copiii aia școală? Simplu, nu fac. Și ce se întâmplă cu ei? Păi, se întâmplă că mâine, poi mâine, când o să susțin examen de valoare națională, cu siguranță nu o să-l promoveze sau dacă îl promovează cu nota minimă, să zic, o să meargă la liceu și atât. Bun. Pandemia asta a luat așa un vârf în România acum. Acum, dar, exact. Din luna februarie am avut primul caz de COVID în România, iar de pe 15 martie, timp de 60 de zile până pe 14 mai, a fost situație de urgență. Da. Autoritățile publice ar fi avut suficient timp să achiziționeze acele tablete categoric pentru toți copiii din România. Pentru că nu contează că e copilul unei familii cu o situație materială bună sau copilul unei familii cu situație materială proastă, îi dai tabletă și la unul și la altul. Este copil, nu contează că el vine dintr-o familie. Dar așa cum spuneam. Dar crezi că e suficient să-i dai tabletă? Este... Păi îi dai tabletă și nu mai știu ce ar mai putea să facă. Păi îi dai tabletă, dar trebuie să știe să și folosească. Atât elevul cât și profesorul. De acord? Da. Pentru că nu este suficient să ai echipament atâta timp cât nu ești școlit astfel încât să folosești tabletă, laptop, telefon, fiecare ce are la îndemână. Trebuie să știi să-ți cauți temele, trebuie să știi să folosești platformele, că este Google Meet, că este Zoom, că este WebEx, nu contează, trebuie să știi să le folosești. Eu nu știu să le folosesc. Eu știu să le folosesc. Deci sunt bătrân și senil, îmi zic colegii mei. Da. Unei școli în care elevii te solicită. Înțelegeți? Nu este prima dată când la Ecaterina se lucrează așa. Noi am mai cochetat cu mediul online, mă înțelegeți? Și asta a fost un plus pentru noi. Pentru copiii care provin din mediul rural, acolo unde nu există tablete, unde poate nu există rețea de internet, este extrem de dificil. De asta am și spus, clasele de la țară sunt clase cu puțini copii și atunci nu văd care ar fi problema, de ce nu s-ar putea începe școala normal, atât timp cât ministerul îți permite tu să începi școala, atât timp cât ai 10 copii în clasă, există acea distanțare fizică, da? Se da. Poate realiza. Bun, ce te împiedică să începi școala normal?
Nu există nicio scuză. Da, unde sunt 35 de copii în clasă, este normal să nu poți să începi cu toți copiii, să nu se desfășoare lucrurile normal. Dar unde există 10, 12, 15 copii în clasă, școala poate să înceapă normal, după părerea mea. Și atunci nu mai există problema acestor tablete și cursuri online. La fel poate să înceapă școala că 10 copii în clasă sau 12, 15 nu sunt numai la Bâltișoara. Da. Poate sunt și la Rung, poate sunt și la Peștișan, poate sunt și la o școală în Târgu Jiu, Romina. Bun, mă gândeam acum că ministerul, dacă tot cumpără, dacă ar cumpăra, că până acum nu, un număr așa mare de tablete, probabil se duce pe la câteva milioane de copii care sunt școlarizați, ar putea ca, nu știu, compania respectivă să le ofere și câte o cartelă cu internet nelimitat. Ar fi altfel o soluție. Este zadar achiziția tabletelor. Bineînțeles. Păi nu, e gratuite ce? Păi normal, bineînțeles, gratis la o tabletă care cu siguranță va costa mai mult decât în magazin, dacă o va cumpăra cineva. Ce să aibă, mă, semnal? La Bâltișoara ți-am mai zis, noi suntem municipiu, aici e un sătuc uitat de lume, mă cert cu colegii mei din regie aici în cască. Bun. Revenind la... Mai vorbim despre școală, avem vreme. Când doriți. Mă uit așa că și nici nu mă mir că nu se îndreaptă atenția către copii, pentru că... Nu se îndreaptă suficient. Atenția se îndreaptă către copii. Bun. Copiii nu fac parte din electorat, nu sunt alegători. Mulți dintre ei, sau puțin dintre ei, fac parte din alegători, cei care fac 18 ani, după, probabil sunt în clasa 12. 12. Bun. Din păcate, nu am văzut pe nimeni din cei care candidează acum să pună într-un loc central în politicile publice pe care le exprimă aici la televizor sau public copilul. Se poate construi un oraș în jurul copiilor. Sigur. Dacă un oraș este funcțional și atrăgător pentru copii, el va fi funcțional, cu atât mai mult funcțional și atrăgător pentru adulți. Nu am văzut pe nimeni gândind treaba asta. Nu știu, municipiul Târgu Jiu să-l gândești de la transportul în comun să fie mai facil pentru copii, că ei merg, se deplasează la școală. Exact, ar trebui să existe și așa mai departe, școlare. Și până la orice, exact. Până la petrecerea timpului liber al acestor copii. Sigur. Și de aici s-ar putea face, nu știu, un întreg program al unui primar, punând copiii în centrul atenției. Sigur că da. Și cum vedeți lucrurile astea? Noi gândim așa, dom'le, să aducem investitori. Să facem parcări. Pute gloapa de gunoi. Să facem parcări. A, apropo, că așa, spuneți-mi de ce credeți că nu pune... Eu n-am spus că nu sunt necesare. Dom'le, parcările. Sunt foarte necesare, păi nu. În municipiul Târgu Jiu, dar nu doar parcările trebuie făcute, să ne înțelegem. Bun, de ce credeți că nimeni nu pune copiii în centrul atenției? Pentru că că toată lumea se lovește de problema parcărilor, de problema subsolurilor, de problema infrastructurii și probabil niciun copil nu se plânge acasă de faptul că este prea departe locul de joacă, este prea aglomerat autobuzul dimineața, nu este dotat cu aer condiționat și așa mai departe. Dacă s-ar plânge sau dacă dumnealor ar circula mai mult cu mijlocul de transport în comun, poate și-ar da seama de lucrurile acestea. Atât timp cât te lovești doar de același lucru, de traficul aglomerat, de lipsa parcărilor, de subsoluri, de indiferența unora, doar chestia asta spui. Da. Uitați, chiar am plecat de la ideea asta pentru că, până la urmă, în mediul urban, asta este. Și cei de la țară, care ziceam eu că termină școala într-un sătuc din acest județ, tot la oraș vor veni în final, indiferent că vin la liceu sau la facultate. Deci ei se formează și se dezvoltă tot în mediul urban, până la urmă. Și cei mai mulți, o majoritate uriașă
a populației active a acestei planete se dezvoltă, se formează urban. Și se dezvoltă în mediul urban. Și uitați că am găsit, plecând de la ideea mea, pe internet, ia uitați. Pe plan mondial, din ce în ce mai multe voci afirmă faptul că trebuie să modelăm procesele de planificare urbană în funcție de copii și nevoile acestora. Categorie. Unul dintre cei mai de succes primari ai lumii, Enric Pelanosa, primar al Bogotei, de-a lungul a două mandate, dintre care unul se întinde până în prezent, zice așa: dacă avem capacitatea de a construi un oraș reușit pentru copii, înseamnă că vom avea un oraș potrivit pentru toți cetățenii săi. Și uitați, vă mai dau un citat publicat de UNICEF în mai 2018, într-un ghid, nu știu engleză, ca să citesc titlul acestui ghid, dar oricum traducerea în limba română este: fără urbanism adecvat pentru copii, așezările urbane devin medii disfuncționale și fragmentate. Deci acești oameni pun copiii pe primul loc și numai un pic. Că vă dau și cinci sau sunt mai multe? Mai multe, 12, ia uitați. Strategii urbane care iau în calcul nevoile copilului și vorbim de la spații gândite după nevoile copilor care să încurajeze socializarea și petrecerea timpului liber în aer liber. Apropo, unde își petrec copiii din Târgu Jiu timpul liber, să zicem? Unde se pot duce? În zona centrală, zona pietonală. Ce se fac acolo? Diverse activități. Să în se groapă plimbe, acolo? Da, să joace mini fotbal în groapă, în parcul central și în spațiile de joacă amenajate pentru copii. Acum, eu nu spun că sunt suficiente. Tocmai de asta, noi, cei de la PMP, spunem acest lucru. Sunt spații de joacă, nimeni nu spune că nu sunt. Unele dintre ele sunt reamenajate. Foarte bine, ne bucurăm de acest lucru. Dar mai este nevoie și de reamenajeri și de alte spații de joacă. Dacă eu mă duc acum pe baza sportivă la eu, dacă se duc copiii pe baza sportivă de la Colegiul Național Caterina Teodoroiu, pot să intre sau e un lăcătoi acolo pe poartă? Ce? Nu, de ce să fie? Păi stai, deci ce, Florina, stai în zonă? Ia, ne spune colegul nostru că este închisă baza sportivă. A, din cauza stării de alertă? Am înțeles, nu din alte cauze. Deci, momentan, da. Din păcate, asta este situația acum. Unde se duc copiii acum? Unde se ducă? V-am spus. Da. Uitați, a doua chestiune. Da, apropo, propune ceva. Doamne, trebuie să le spunem telespectatorilor, vă aflați pe lista de candidați local, la o poziție de consilier local. Ce aveți în plan împreună cu candidatul dumneavoastră la primărie? Nu vă cer acum să-mi spuneți totul, dar pe segmentul dumneavoastră... Tocmai ce v-am spus, înființarea acestui centru de excelență, acordarea burselor, bursele de studiu și bursele de merit sunt extrem, extrem de mici și pe lângă asta se acordă extrem de greu și aici mă refer la bursele de studiu, adică putem elimina anumite criterii. Înființarea mai multor spații de recreere pentru copii, acesta este chiar un proiect extrem de ambițios al nostru. Și, bineînțeles, dotarea tuturor liceelor și școlilor gimnaziale, grădinițe și tot ce înseamnă unități școlare. Da. Adică nu doar o dată și gata. Permanent. Am înțeles. Nu spun că nu s-au dotat. Eu n-am spus așa ceva. Eu spun că mai este nevoie, este loc și de mai bine. Da. Repet. Păi ne spune o doamnă candidat ieri sau alaltă, sau cel puțin ieri am remarcat eu, că domnule propune sau cere înființarea, cere, parcă nu ar trebui să facă dacă ar ajunge primar, înființarea unor cabinete medicale în școli. Păi există sunt. Cabinete medicale în școli. Asta spuneam și eu, există. Există, da. Sunt autorizate și dotate. Sigur. Bun. E accesibil municipiul Târgu Jiu
copiilor cu dizabilități? În sensul că se pot urca în mijloacele de transport în comun, există loc pe unde să meargă pe trotuare, pe unde să urce nu pe există. Trotuare? Nu există. Pe unde intră în școală există rampe? Da, în școală da, da, există. Pentru există. Copiii noi, cu dizabilități? Noi la Ecaterina am și avut din nefericire un caz, un copil cu probleme locomotorii și da, există. Există rampă pe care ei să urce în incinta școlii. În ceea ce privește locurile special amenajate pentru ei, într-adevăr, nu știu să existe, dar poate nu sunt eu extrem de bine informată da. În această privință. Dar lucrurile se pot mișca și se pot îmbunătăți. Am înțeles. Mai merg copiii, adică știu copiii ce este biblioteca? Sigur. Știu? Sigur că da. Știu ce este, nu știu. Au și permis la bibliotecă. Nu cred așa ceva. Crede. Citesc cărți? Foarte mult. Foarte mult. Cărți, adică... Surprinzător în limba franceză. Pe hârtie, nu? Sigur pe telefon? Da. Sigur că da. Sau nu, pe nu. Laptop? Niciodată nu încurajăm, eu cel puțin, nu încurajez copiii să citească în format electronic decât atunci când cartea nu există în bibliotecă la noi sau nu se poate cumpăra. Atât timp cât există varianta de a o cumpăra, indiferent că este nouă sau este de la un anticariat, achiziționăm. Deci citesc în franceză? Presă, copii. Sigur că da, citesc. Nu cred că deci, citesc presă. Eu am fost cu da. Copiii, sunt coordonator la 4 proiecte Erasmus Plus. Da. Și am fost într-o mobilitate în decembrie la Paris. Vreau să vă spun că o să rămâneți uimit. Copiii au mers și și-au cumpărat ziare și reviste în limba franceză. Foarte deci au venit acasă cu Le Figaro, Le Monde. Copiii de clasa 10-a, să știți. Când mai exista presă scrisă și eu, când ajungeam în orice oraș din România, primul meu drum era la un chioșc de ziare să cumpăr presa locală. De acolo să văd ce scriu ziarele și cum arată în ziarele. În toate excursiile da. Pe care le-am făcut la Târgu de Carte Gaudeamus cu copiii, întotdeauna copiii au plecat înarmați de cărți. Deci copiii citesc, asta, să știți. Asta e o surpriză pentru mine și cu cărțile și cu presa. Adică dacă s-au dus să ia ziarele de la Paris, e o treabă. Da, au venit cu ziare din Paris copiii. Da. Se vor face ziariști cu siguranță elevii dumneavoastră. Nu doar ai mei, eu nu vorbesc acum numai ai mei, că nu sunt singurul care face acest lucru. Bun. E complicat să fii profesor la modul general în ziua de astăzi? Nu. Dacă o faci de drag, nu. Nu este complicat. Absolut deloc. Și e complicat să fii profesor în Târgu Jiu? Nu. Nu, este foarte plăcut. Da? Da. Păi am citit un articol, nu l-am scos acum recent, dar cred că, ba da, stați un pic, îl găsesc acum pe, stai să nu mă înșel, Gorjeanu, cred. Așa. Cu ce au fost, cum au fost titularizați o grămadă de profesori, stați un pic. Cum au fost titularizați? Au susținut un examen, au luat o notă. Și a fost titularizat. Imediat. Că dacă erau existat posturi, că dacă n-au existat, unde să-i titularizeze? Era o treabă cu inspector. Nu găsesc acum și pierd timp. Era o poveste, din nou o poveste. Așa. O chestie urâtă, cred că pe Panduru, stați un pic. Cum că au fost titularizați iar profesori fără examen sau cu note mici la examen, ceva de genul ăsta? Păi, nu poți să fii titular decât dacă obții nota 7, cel puțin, la examenul național. Atunci te numești titular în învățământ. Dacă ai post în județul Gorj și ai notă, poți să iei post în județul Gorj. Adică nu poate nimeni să vină să-ți spună altceva. Da. Găsesc articolul până la până să termine emisiunea. Da, ia uitați, directorul nu e la mai multe școli respinși pentru că au candidat cu același proiect. Da, nu ăsta. Rușinos. Da, nu ăsta. Bine că s-a întâmplat chestia asta în fiecare an, nu totuși în Gorjeanu, parcă am văzut un articol și chiar m-am mirat că se întâmplă. Bine, în învățământ se întâmplă multe lucruri. Am înțeles că există chiar cazuri în care se vând posturile de la Târgu Jiu cu bani, cu sume consistente.
adică un fel de sămsăreală cu posturi de genul ăsta. Tranzacții între profesori. Există noțiunea de schimb de post, într-adevăr, perfect legală. Bine, dumneavoastră sunteți mai elegante și vorbiți despre schimb de posturi. Dar așa este, există noțiunea de schimb de post. Se poate face acest lucru. Da. Bun, nu mai găsesc articolul, în fine. Nu asta este important. Credeți că aveți șanse să accedeți în Consiliul Local? Nu știu. Și dacă am, și dacă nu am, prea puțin contează. Eu nu vreau să ajung în Consiliul Local pentru că vizez o funcție, să ne înțelegem. Eu am serviciu, sunt foarte mândră de el, sunt titular și nu mă interesează să intru în politică și nimeni din echipa PMP nu vizează o funcție anume. Noi ne-am hotărât să formăm o echipă pentru că suntem niște oameni ambițioși, niște oameni tineri, niște oameni dornici de muncă. Și am zis, haide să facem o echipă, domnul Rotaru este alături de noi, dumnealui având o foarte vastă experiență în ceea ce privește administrația locală, știți foarte bine că a fost primar în comuna Lelești timp de 3 mandate și atunci dumnealui ne susține și bineînțeles ne bucurăm și de coordonarea domnului președinte Nicolae Davițoiu, care are o foarte vastă experiență în politică și bineînțeles că are un cuvânt de spus. Și dumnealui ne spune, este bine, e mai puțin bine, vedeți că exagerați, vedeți că sunteți lene și așa mai departe. Păi da, vedeți, dacă nu și-au luat și de la PMP un consultant politic? Te duceai, Florine, consultant politic? Sau îl trimiteam pe Miti? Stai că am niște colegi foarte vorbăreți pe aici. Mă uitam și la listele celorlalte partide, ia să vedem la... E o problemă, e o chestiune. Să vedem cât s-au înscris la Motru, la primărie, că înțeleg că sunt cei mai mulți. Ia uitați, nici nu știu cât sunt. Foarte mulți, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foarte mulți sunt la Motru, nu știu să-i număr câți. Da, domne, sunt foarte mulți. În fine, îi citim pe toți, dacă vreți. Nu, domne, uite, este PNL, Gigi Elgianu, PSD, Cosmin Morega, ALDE, fostul senator Petrescu, PMP, pe domnul Constantin David, USR, pe Florin Preda Dochinoiu, apropo, fostul șef al poliției. Cum e, domne, să fii șef al poliției, dita mai comisar șef de poliție, ești la pensie azi și mâine intru să candidez pe lista nu știu cărui partid, pe list, pe asta la primărie. Ce a zis domnul Preda? Candidatura nu ți asigură nimic. A, nu, păi ce să... Candidezi nu. Și da. Asta nu înseamnă că și primești funcția de primar. Da, dar nu, deci poți mi se să pare... candidezi, poate oricine să candideze. Partidul Ecologist, ia uite, l-are pe domnul Bunoica, Alternativa ADN, Petre Cristian Jeanu, Partidul Puterii Umaniste, domnul Globașu, cred că Dan Cristian Globașu e tot fost polițist, din ce știu eu. Cred că așa știu eu. Da, complicat cu lupta politică. Complicat, dar în momentul în care v-am spus și repet, ești om serios și ceea ce îți propui duci la îndeplinire, nu văd de ce n-ai fi apreciat și lăudat de oamenii care văd că ești om serios. De oricum, de promisiuni, să știți că toți oamenii sunt sătui. Am mers și astăzi într-o acțiune cu colegii mei și bineînțeles că am stat de vorbă cu diverse persoane și toți s-au săturat de promisiuni. Și atunci așteaptă fețe noi care să și facă ceva. Eu cred că noi la PMP putem să facem. Care, apropo de întâlnirea cu oamenii, care este cea mai importantă sau
problema sau problema cea mai frecvent semnalată depinde de cetățeni? Depinde de categorie, depinde de categorie. Sunt pensionarii care sunt deranjați de câinii din jurul blocului, sunt oamenii tineri care sunt deranjați de traficul foarte aglomerat și așa mai departe. Fiecare are problema lui. Da, avem și câteva mesaje de la telespectatori, multe mesaje. Bun, ne spunea domnul Gherendi că are dreptate telespectatorul, că a venit timpul făcutului, a promisului a expirat și chiar a intrat în zona ridicolului, corect, asta cu promisul. Așa înainte este. Să faci, trebuie să promiți, nu? Da. Clar, adică dați-ne șansa să vă arătăm că noi nu doar promitem, ci și facem. Noi avem și acum colegi din PMP care sunt în Consiliul Local. Este Andrei Udriștoiu și este doamna Grădinaru. Sunt oameni care au depus anumite amendamente, care au obținut ceva. Deci nu doar vorbim, mai și facem. Da. Elevii dumneavoastră, cred, sau foștele, vă susțin. Vă mulțumim, doamna profesor, și vă susținem. Mai multe mesaje de acest gen o să le citiți dumneavoastră. Sigur. Ne scrie Ela, alegerea lor și a părinților pentru că mulți profesori impun pregătirea. Nu există așa ceva, domnul Matei. Nu există așa ceva. Nu poate nimeni să vină și să-ți spună tu vii la meditații. Nu există așa ceva. Doamna, să ne înțelegem. Oprișe, nu, sunteți preidealistă. Nu există așa ceva. Sunteți idealistă și adevărat. Optimistă. Nu, eu vă spun ce se întâmplă. Haideți să nu speculăm, da? Și să nu generalizăm. Deci nu există așa ceva. Nu poate nimeni să vină și să-ți spună tu vii la pregătire. Eu poate nu există la colegiul Ecaterina Teodoroiu sau nu faceți dumneavoastră. Mi-e greu să cred. Eu nu fac meditații. Eu personal nu fac meditații. Am și colegi care fac meditații, dar colegii mei care fac meditații vin la 7 dimineața la școală și fac pregătire cu copiii fără niciun ban, să ne înțelegem. Da. Deci nu îi obligă nimeni pe copii să meargă la meditații. Dacă ei vor să învețe la școală, au de la cine și pot să învețe. Dacă părinții consideră că este nevoie de pregătire suplimentară, atunci într-adevăr apelează la aceste meditații. Da. Timp pierdut de copii, banii losiți de părinți. Când domniile lor profesori ar trebui să-și facă datoria de dascăl, dar e mai important cașcavalul, spun. Are cașcaval, domnul Matei. Îi se pare cumva doamnei că avem salariile atât de mari încât stăm și dormim la școală? Păi stați un pic, nu vi s-au mărit salariile? Nu ni s-au mărit salariile, să ne înțelegem. Și nu este vorba de mărire de salarii, este vorba despre un drept salarial care ne era acordat mai devreme. Da? Nouă trebuia de la 1 septembrie să ne acorde ministerul acea creștere salariară în funcție de grilă. Știți, ajungeam la un nivel salarial în 2022, hai să le dăm mai devreme din 2020. În fine, ne dau sau nu ne dau. Și vă dau? Nu ne dau. Dar să nu creadă stimata doamnă că vai de mine, noi avem niște salarii uriașe și mergem la școală și dormim. Păi domnul Matei, dacă noi dormim la școală și nu ne facem datoria, cum reușesc, domnule, copiii să facă performanță și să promoveze examenele naționale? Cum se reușește acest lucru? Și să intre la facultate? Cum? Cine îi ajută pe copii? Se ajută singuri? Ce rol are profesorul atunci? Și atunci, cum vă așteptați noastră la respect din partea elevului dacă tu, ca părinte, acasă, discuți așa ceva? Noastră v-ați duce vreodată acasă și să spuneți, profesori, am niște salarii, nu fac nimic. Eu niciodată nu i-aș spune așa ceva copilului meu. Nu fiindcă sunt eu profesor. Dar nu poți să te duci și să-i acorzi o asemenea educație copilului tău. Pentru că atunci eu nu am cum să am pretenții. Așa că, nu știu, eu cred că foarte mulți dintre noi generalizăm și ne complacem așa într-o situație. Nu vrem să vedem mai mult decât ni se oferă. Haideți să încercăm să ne alegem informațiile, da? Să le filtrăm puțin. Da. Scrie cineva, felicitări, stimată doamna profesor. Vă mulțumesc. Sunteți doctorand? Da, sunt doctorand. În toamna aceasta o să-mi susțin și teza de doctorat. Am înțeles. Felicitări, stimată doamna profesor doctorand. Atitudinea pozitivă, implicarea, entuziasmul și profesionalismul sunt premisele unor vremuri coerente. Mult succes! Vă mulțumesc! Un om minunat, profesor dedicat, altcineva, ați arătat mereu că aveți o coloană vertebrală puternică, mereu ne-ați stârnit pofta de învățat. Vă mulțumim foarte mult! Probabil pentru că i-ați plimbat pe la Paris. Ne-am plimbat pe toți, să ne înțelegem! A văzut Sena și dintr-o dată. A văzut, da, o să mai vadă. Bun, multe mesaje aici. Păi și atunci, domnul Matei, ne facem sau nu ne facem datoria la clasă?
Păi stați că nu era cazul dumneavoastră. Dar ce credeți, că sunt singurul profesor care are proiecte europene, păi nu, care are rezultate? Nu. Stați, că nu să ne înțelegem, sunt chiar, foarte mulți colegi. Chiar nu vreau care... să intru în conflict și cu... Doamne ferește, nu este un conflict. Nu este un conflict. Cu breasla asta profesională, că am mai intrat cu medicii și... Nu este un conflict. Bine. Eu doar încerc să le spun părinților că nu putem generaliza. Poate că sunt printre noi cazuri izolate și dumnealor au dreptate, care, nu știu, dau foarte multe teme, mai știu, dar nu facem toți lucrul ăsta. Da. Dom'le, uite că și-au patentat unii proiectele, deci dacă eu am zis acum politici publice în jurul copiilor, deci dacă preia vreun candidat treaba asta, o să, cu riscul că o să mă amendeze CNA, o să fac mare tam-tam, că văd că unii și-au patentat deja trei cuvinte. Băi, sunteți nebuni? Adică, ce să înțeleg? V-ați luat cumva o sim pe ele? Ce ne mai zice? Ne mai zice încă o elevă, cred. Meditația ne ajută, profesoară, vă spun din perspectiva unui elev care a terminat anul acesta CNET și a luat la medicină. Nu pun la îndoială calitățile și cunoștințele niciunui profesor, dar fără meditații este imposibil, ne scrie Alexandru Maghiar. Da. Fost elev al... Excelent elev al Colegiului Național Caterina Teodoroiu, da. Care a terminat la o clasă de științe, o clasă de E, un 12E. Iată, deci mai ales la facultăți de acest gen, medicină, dar și elevii altele... Elevii de la Ecaterina, să știți că intră cu 10 la medicină, cu 10 la Sunt Politehnică. Da. Și vă repet, colegii mei fac și meditații și lucrul ăsta este cunoscut că nu dezvălui eu acum, da. Dar repet... Și vreau să punctez lucrul ăsta, vin de la 7 dimineața la școală și fac pregătire cu copiii. Eu recunosc, iubesc tânăra la generație, îmi place de ei, am văzut aici la televizor cât de deschiși sunt la minte față de generația mea și vă dau cel mai tare exemplu. La dezbaterile în alegerile prezidențiale, poate vă amintiți acel tânăr care i-a zis lui Iohannis ceva, domnule, dar de ce n-ați acceptat... o dezbatere sau ceva de genul ăsta. Și Iohannis l-a întrebat, bun, și care e întrebarea? Asta era întrebarea. Da. Deci eu n-aș fi avut, nu e tupeu până la urmă, este altceva decât cum gândesc eu. Meditațiile nu școala în nădejdea școlii, ce se predă, niciun copil nu a reușit cu mai mult de 6. Și doamna profesor ne-a plimbat și prin tainele cărții, nu doar prin Paris, ne scrie Andreea Ionela. Suntem la final. Stați că mi-a ieșit și că colegii ăștia când mă cablează trebuie să-mi bată în cuie casca. Doamna profesor, v-ați uitat vreodată la o ședință a Consiliului Local, online? Nu. V-ați uitat? Nu. Dacă vă uitați, cred că nu mai doreați candidați pentru un post de consiliar. Sau credeți că aveți vă puteți pune acolo, exprima, nu știu, să fiți profesor în Consiliul Local și să educați pe consilierii locali? Păi știți ce e acolo, doamna profesor? Nu știu. E un Dacă bâlci, la un moment dat o să consider un că nu este pentru mine, mă retrag, să știți. Deci am în Consiliul Local recunosc, este un bâlci de nedescris. Am puterea să recunosc acest lucru și să fac un pas înapoi. În momentul în care eu o să consider că tot ce am crezut eu și tot ce am sperat este de nerealizat. Dar nu cred acest lucru, pentru că, repet, nu sunt singurul profesor care a intrat în politică și nu văd de ce, atâta timp cât cineva vine și îți prezintă un proiect bine argumentat, de ce să nu-l votezi? Corect. Eu cred că... Și am și susținerea, repet, a colegilor mei din PMP. Dacă eu nu ajung în Consiliul Local, cu siguranță, dacă merg și îi spun unui coleg de-al meu care este în Consiliul Local, arde lucrul ăsta, sunt convinsă că o să-l prezinte. Da. O să vedeți mulți ignoranți pe metru pătrat acolo și cred că mulți n-ar lua notă de trecere la dumneavoastră că v-am văzut mai idealistă. Dar tot răul spre bine, știți cum se zice. Suntem la final. Vă mulțumesc mult că ați participat la emisiune și ați acceptat invitația mea. Vă mai aștept, ne mai vedem în campania asta electorală.
Mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi și mi-ați trimis atâtea mesaje. Bine, mulți sunt elevii doamnei profesor și nu numai. Mulțumesc mult de tot. Sunt incitante discuțiile pe educație. Aveți foarte multe mesaje de apreciere. Știrile Tele 3 imediat, Eugen Măruță la Dilemele Zilei. Ne revedem mâine seară de la 19. O să fie. Bine, cred. Invitatul meu de mâine seară este președintele PSD Târgu Jiu, Aurel Popescu, viceprimarul municipiului. Vorbim despre scandalurile din PSD, cum au demisionat, de ce au demisionat unii, cum s-au făcut listele, cum au dispărut de pe liste alții, toate amănuntele, fierberii din PSD, pentru că încă mai este, chiar dacă și-au depus listele și la Consiliul Local și la Consiliul Județean. Aștept întrebări pentru domnul Aurel Popescu mâine seară. Mulțumesc, de la 19 ne vedem, toate bune!